Bazinul olimpic din municipiul Hunedoara este închis pentru renovare. Aici se efectuează lucrări de înlocuire a linerului care din cauza vechimii s-a rupt, provocând în acest fel și pierderi semnificative de apă. Am dat linerul cel vechi care era rupt și ieșit din garanție peste 10 ani și aveam un consum foarte mare de apă, gaz, curent. Și ca să înlăturăm toate aceste pierderi a trebuit să facem această mutare și a fost foarte binevenită inițiativa domnului primar că ne-a ajutat să schimbăm acest liner care era foarte necesar. Și primarul municipiului Hunedoara, Viorel Arion, a considerat necesare aceste lucrări de reabilitare, mai ales că în scurt timp la bazin se vor organiza campionatele naționale de natație. Da, era chiar necesar pentru că nu s-a mai intervenit de 12 ani pe acest liner. Începuserăm să avem pierderi foarte mari de apă, ca urmare și costurile erau destul de mari, drept pentru care am decis să facem rapid această investiție. Sperăm ca durata lucrării să se încadreze în 2 săptămâni, în așa fel încât înotătorii noștri să poată să-și continue antrenamentele, să se pregătească pentru campionatul național. Pe lângă lucrările de înlocuire a linerului, s-au reabilitat vestiarele și băile sportivilor. Potrivit reprezentanților bazinului, lucrările ce se efectuează în prezent vor fi de calitate. Avem și campionatele naționale, o să lucrăm cât mai mult, că asta trebuie să fim pregătiți în 2 săptămâni. Avem o grămadă de musafiri în Hunedoara și încercăm să facem un lucru de calitate ca să avem liniște și pace pentru următorii 10 ani. Bazinul de la Hunedoara este deschis în fiecare zi până la ora 17 pentru sportivii care se antrenează, iar după ora 17 este deschis și pentru ceilalți cetățeni din localitate. În perioada 6-9 noiembrie la bazin se vor derula campionatele naționale de natație.